Așadar, în cele ce urmează, discutăm cu Miriam Rozman, cetățean izraelian cu origini românești, doctor în istorie și relații internaționale, aflată în legătură directă cu noi din Israel. Bună dimineața! Bună dimineața, Gabi! Care este în aceste momente situația în Israel? Pentru că am văzut că în fâșia Gaza au avut loc, de exemplu, mai multe atacuri ale armatei izraeliene iar ultimul dintre ele a fost la uh, tabra de refugiație de la Jabalia, acolo unde vedem că ONU acuză Israelul de crime de război. Am să spun primul lucru, uh, ONU acuză, până acum suntem sâmbătă, o să fie patru săptămâni de când a fost masacru. ONU încă n-a spus nimic despre masacru, despre o osta, ostacii noștri și așa mai departe. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, pot să vă spun că ieri uh, Hamas, el, la Jebalia a scos uh, sute de femei și copii și așa mai departe, uh, le-a trimis la, la tankurile israeliene ca să le apere pe ei. Și să fim clari, acolo suntem în război și, cum s-a spus în reportaj, noi facem totul după legile internaționale. Noi nu tușăm populația, uh, uh, noi încercăm să o protejăm. Dar acolo erau, uh, au, au murit mulți uh, teroriști al lui Hamas. Noi am avut uh, 17 soldați până acum care au murit acolo și suntem în război. Și în război. N-am ce să facem. În război, în tăi și uite, războiul ăsta, noi eram obligați să ieșim la el după ce ne-a ne -a, -a făcut. Era masacru cu 1400 de, de, de morți, ostaci și așa mai departe. Așa că noi am ieșit la războiul ăsta. Că aici e o chestiune de, de, de protejare de statul de Israel. E noi sau ei. Dacă noi acum nu o să facem asta, mâine, poimene, avem încă o dată același act de masacru, și nu numai noi. Mâine, poimine, în România, în Franța, în Europa. Astăzi suntem noi, poimă sunteți voi. Și că lumea trebuie să, să înțeleagă că este un război care este contra un grup terorist al lui Hamas. Aici, la noi, uh, ieri și astăzi, suntem foarte triști că am pierdut 17 soldați. Trebuie să explic în Israel. Fiecare viață uh, de persoană contează foarte mult și nu numai 17 familii au pierdut soldații, toată țara e tristă cu familiile astea care au pierdut soldații noștri. Acum am intrat în Gaza, acolo e, e campuri de și locul foarte, uh, unul peste altul e foarte greu și mai ales că toți teroriștii lui Hamas sunt în tuneluri. Ei ies din tunel, aruncă o rochetă sau aruncă ceva pe cu nostru, pe soldații noi și încearcă să se, se le atacheze așa. Așa că poate să -și ies, iese de, de, a, de aici, de acolo, că ei sunt subteran și acum iese. Uh, noi ne uităm puțin și la ce se întâmplă în jurul Israelului pentru că am văzut inclusiv uh, acea grupare rebelă Houthi, a pornit, a declarat război Israelului. Israelul pare că este înconjurat de forțe care atacă statul. Cum face față armata? Bineînțeles. Să nu uităm. Huti, Hezbollah, Hamas sunt proxii lui Iran. Huti nu-i prima oară au făcut, au încercat deja să, să aruncă rochete pe noi și americanii le-au oprit acum două, trei săptămâni. Acum nu au ajuns în Israel, uh, armata noastră a oprit rachetele uh, racheta lor în afară ale frontierele lui Israel. Bineînțeles că e o provocație și s-a spus la noi că dacă o să, au căpătat, le-au menasat ca să nu intre. Dacă o să mai continue așa, noi suntem pregătiți pentru totul. Ați văzut azi noapte la în nordul lui țării Hezbollah a, a făcut atacuri peste Hermon și peste uh, uh, Dov, la, la regiunile noastre și noi am răspuns. Armata israeliană e pregătită, e trist, dar e pregătită pe toate frontierile și se poate că o să avem uh, în sud este teroriștii lui Hamas, poate Hezbollah deschide și el, deja face multe provocații și, ne, și, și de când în când face mai multe provocații și nu știm unde vrea să meargă. Din altă parte avem hutii care tot au început să, 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 să ne provocheze și pe noi. Armata noastră e pregătită pentru totul. Se spun Bun, că o să fie ma... foarte bine din ambele părți, nu, dar nu avem ce să facem. Asta e situa asta e realitatea. O ultimă întrebare, doamna Miriam Rosman. Ne uităm la îngrijorările care vin și pe plan financiar, pentru că Ministrul Finanțelor din Israel anunța că fiecare zi de război costă Israelul uh, aproximativ 240 de milioane de uh, dolari. Întrebarea este dacă, din acest punct de vedere, mai puteți susține acest război. Eu am auzit, prim-ministru, aici și altele, că au spus că economica lui Israel e, e stabilă, e foarte și putem să facem asta. Bineînțeles că avem, nu numai costă războiul, să nu uităm că 250.000 de persoane erau evacuați de casele lor din sud și din nord și țara plătește hotelurile și toate locurile unde ei sunt și asta o să mai am câteva săptămâni bune sau câteva luni. Deocamdată suntem stabili, dar e clar că uh, toată situația asta o să aibă uh, o influență pe economica noastră. Deocamdată economica noastră e, e stabilă, e bună, e, e, poate să, să aibă asta și să nu uităm că avem sprijinul lui America cu tot ce con e considerat armat, armament și așa mai departe, material și, și mai departe. Sper că uh, aici, cum am spus deja de multe ori, Țara toată e solidară și suntem tot solidari că știm că mergem un război greu, dar e necesar. E necesar să eliminăm mânasa asta pe Israel, a lui Hamas și alu Hizbala și toate uh, proxile și grupurile astea care menanțează existența lui statul lui Israel. Și trebuie să facem asta. Și nu avem altceva să facem, că dacă nu, nu o să Mulțumim. fim. aici. Mulțumim tare, Mulțumim mult pentru și intervenția tine. și analiza dumneavoastră, Luiza, înapoi la tine.